A fost amânată pentru data de 26 iunie ședința de judecată în dosarul în care bașcanul găgăuzii Evgenia Guțul și o secretară din cadrul Oficiului Central al Partidului Interzis Șor sunt acuzate de acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat. Magistrații au decis să lase examinările pe o nouă zi în urma solicitării avocaților, care nu au putut participa la ședință. În plus, din motive de sănătate, al doilea suspect implicat în același dosar, Svetlana Popan, nu a putut participa la judecată. Apărarea nu a fost prezentă potrivit lui Guțul, deoarece avocatul său a fost reținut în aeroport câteva ore pentru control suplimentar. Astăzi mi s-a încălcat dreptul la apărare, ei intenționat țin oamenii în aeroport. Astăzi avocatul meu, Banaru Vadim, urma să vină la ședință, dar pe el intenționat îl țin acolo, rușine. Una vreau să vă spun, noi o să rezistăm și o să învingem. Că victoria va fi de partea celor care lupta, au spus și deputații Marina Tauber și Vasile Bolea, aflați împreună cu Evgenia Guțul pentru a-i oferi sprijin. Eu sunt convins că în final noi toți vom izbuti și vom avea victorie. Victorie la alegeri prezidențiale, victorie la alegeri parlamentare și victorie per general pentru țara noastră. Inclusiv Eugenia va avea victorie în acest proces. A scandat victorie toată lumea venită să o susțină pe Bașcan. Suntem recunoscători tuturor celor care ați venit astăzi să o susțineți pe Evgenia Guțul în lupta cu acest regim nedrept. Amintim că la mijlocul lui aprilie, cauza penală în privința bașcanului și a unei secretare din cadrul Oficiului Central al fostului partid politic Șor a fost trimisă în instanța de judecată. Cele două sunt învinuite de acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral și partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în calitate de complice. Procuratura Anticorupție a precizat că urmărirea penală a fost pornită în luna ianuarie 2022, în temeiul sesizării Inspectoratului Național de Investigații și a Comisiei Electorale Centrale. Evgenia Guțul respinge toate învinuirile și califică dosarul drept unul politic. Anterior, instituțiile statului au declarat că nu execută comenzi politice, iar reprezentanții PAS susțin că nu se amestecă în înfăptuirea justiției.